Bătaie de joc la adresa constanțenilor. Una dintre străzile principale din centrul orașului este șantier de mai bine de 2 ani, iar lucrările nu par să se termine prea curând. Oamenii așteaptă reasfaltarea străzii și nu înțeleg cum după atâta timp, pe kilometri întregi, nu se zărește picior de muncitor. În vara anului trecut, Primăria Constanța anunța că începe lucrările la proiectul de reabilitare a străzii Ștefan cel Mare, o stradă din inima orașului care trebuia să devină pietonală. În aprilie anul acesta, proiectul trebuia finalizat, doar că lucrurile nu au mers conform contractului. E de o perioadă foarte lungă, e un an, doi. Cum vi se pare? Dezastros. Cât de greu se circulă? Groaznic, mai ales când plouă, e dezastru. Dar și în centrul orașului încă. Oamenii din zonă sunt exasperați, pietonii se murdăresc de noroi constant, iar magazinele de încălțăminte vestite pe artera pietonală sunt în pragul falimentului. Când se începe o lucrare, o încep dintr-un capăt în altul, o termin și după aceea începe cealaltă. Așa este o organizare bună. Dar așa toate străzile stau și trec dintr-o parte în alta. Pe unde ne ducem gropi, parcări, mașina, nu avem unde să punem, asta e mai dureros. Trebuia să facă ceva, dar e foarte mult. Au fost și zile în care nu ați vândut nimic pentru că nu veneau cumpărători? Au fost săptămâni care n-am vândut nimic. Antreprenorul a amânat finalizarea lucrărilor pentru data de 30 iunie 2023. Și a dat vina pe compania de apă care trebuia să termine de înlocuit țevile de sub stradă înainte ca pavajul să fie montat. Regia de apă a finalizat intervențiile de multă vreme, dar pe stradă nu au continuat lucrările de reabilitare. Termenul de finalizare era ianuarie sau februarie 2023. Bănuiesc că se va prelungi. Deci nu putem depăși ca finalizare sfârșitul anului viitor, pentru că atunci se pierd bani. În situația în care termenul nu va fi respectat, proiectul va trebui susținut cu bani de la bugetul local.